MMORPG.com, locul unde poți să cumperi coins pentru absolut orice joc, în special FIFA. Folosește codul QUICK pentru 6% reducere, linkul în descriere. Cele mai bune jocuri, console și accesorii le găsești pe Gamerland.ro, iar dacă bagi codul QUICK în căsuța de observații, o să ai transportul gratuit. Salutare lume și bine ați venit la episodul 2 din NBA My GM Mode, da? O să debutăm astăzi în NBA, 27 octombrie, atunci aparent începe sezonul în NBA, aflăm și noi chestii noi. Nu știu exact sistemul, dacă aveți chestii să-mi spuneți despre sistemul lor, despre orice legat de basket, reguli și chestii, puteți să o faceți. Dacă vedeți că nu mă descurc la ceva, pentru că basketul, să fim serioși, nu-i specialitatea mea absolut deloc. Nu știu dacă am văzut un meci cap coadă de... Bine, am văzut câteva, dar n-am înțeles mare lucru. Pentru că am văzut acum mult timp. Ok, avem meci Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls. Suntem la noi acasă, dar de ce se arată echipa din deplasare la început? What the fuck? Nu înțeleg. Oricum, iată, Cleveland nu cred că au cea mai bună echipă. Habar n-am ce au ei pe aici. O să vedem imediat. Pre-game show, aici avem pre-game show. Vorbesc ăștia, dar nu ne interesează pe noi acum. Echipa noastră, iată, l-avem pe Harden, Holiday, Batum, Nene și Howard. Harden... Am zis Howard aici? Harden? Sau nu mai știu ce am zis. Holiday, Harden, Batum, Nene și Howard. Aceștia sunt titularii noștri. Avem doi jucători peste 80 overall și unul de 90. Plus aceștia doi de 78, respectiv 79. Avem și rezerve bunicele. Cei de la de la Cleveland l-au pe Duncan și pe Wiggins. N-au nimic mai interesant pe aici. Deci aceștia sunt cei mai buni jucători de la ei. Să sperăm că totul o să iasă bine. Să sperăm că totul o să fie fine. Iată aici. Lăsăm antrenorul să facă ce crede el că e mai bine. Nu o să mă bag peste timeout-uri. Nu știu când să iau timeout-urile, când să le cer. Mă rog, când să le iau. Când să le cer. Suntem la noi acasă și... iată acolo imagini cu capul lui Harden în tribune. Ia să vedem. Oh, am dat prea târziu. Mult prea târziu. Să vedem dacă am creat o echipă bună. N-avem un chemistry prea mare, avem 71, dar totuși nu-i nici rău, asta e clar. Iată aici, va arunca ăla acolo, îl ținem. Fac pressing cu Howard, mutăm pe Holiday. Ai, l-am scăpat pe la din marcaj, faultez! Ok, n-a reușit să dea coș și asta e bine. Ratează prima aruncare, bun. Ar trebui să fie un meci ușor, ăștia n-au deloc echipă senzațională. Wiggins aruncă acolo și înscrie 1-0 pentru Cleveland. Înscrie acolo după ce aruncare. Am început cu un fault, nu prea frumos, dar nu mai contează. Batum are aruncări bune de 3. Batum! Ho-ho! Superb aruncă ăsta de 3 puncte. Și conducem astfel cu 3-1. Prima aruncare din istoria acestui joc și acestei serii la mine pe canal. Iată, oh, ce frumos au combinat. Dar ratează, Batum recuperează foarte bine și este mici acum către Harden. Holy shit! Holy fucking căcat, ce coș a reușit Harden. Omul ăsta e briliant, de la barbă cred că îi se trage, clar. Vedeți, bă, lăsați-vă barbă ca lui Harden. Iată ce se întâmplă. Ce coș reușește de 3 puncte, 2 coșuri de 3 puncte. Încă de la început și este un fault acolo. De ce dracu faultezi, ești animal? Batum a faultat. What the fuck? Cine regulă cu tine, dude? 6-1 pentru noi. Ce început de serie, am putea spune. Am dat lovitura. Uau, ce frumos au scăpat ăștia. Frumos aici. Dar am reușit și eu un play foarte interesant. Holiday acolo, aruncă către Nene. Mingea la Harden. Iată Harden, aruncăm acolo de 2 puncte. Este bine, aruncăm bine. O să mărim dificultatea de îndată ce o să devin mai bun la joc, asta e clar. Oricum, meciul ăsta ar trebui să fie ușor din moment ce ăștia au echipă slabă, rău de tot, nu se compară cu a noastră. Dacă a zis acolo la început, arăta pe al câtelea loc sunt. Ce bine blochează! Senzațional! Ho-ho! Ce bloc a reușit tipul ăla. Nu știu cine a fost, dar a făcut-o bine. A făcut-o foarte bine. Se fac acum niște schimbări. Intră Deng la noi în echipă. Punem presiune aici pe Wiggins. Duncan acolo presat de Nene. Harden rămâne în teren, ceea ce e bine. Holiday presează acolo pe Smart. Wow, Duncan din nou! Ce bloc reușește ăla.
Aruncăm acolo, am încercat o fază faină spre Harden, dar n-am reușit din păcate. Mingea la Nene. Holiday este aruncător bun din afară, din câte văd. Am greșit pasa, am greșit pasa urât de tot. Presăm. Nu-i lăsăm să treacă acolo. Punem presiune cu Holiday, Harden acum. Cerc acolo să iau mingea, dar sper să nu-l faultez totuși. Da, reach in foul. Și este aruncare liberă, oricum grăbim puțin lucrurile. Și este coș. Este coș, să vedem a doua aruncare și ultima. Reușește ăsta. Și iată cum se complică puțin lucrurile. Suntem în avantaj, dar... Și de la Cleveland rezistă bine. Boozer acolo de 3. Na, nu trebuia să arunc ăsta de 3. E foarte slab tipul, este rezervă pe aici, din câte am văzut. Din câte știm, bineînțeles că eu i-am ales, nu altcineva. Aruncăm acolo și rebound foarte bun al lui Lin. Foarte bine asiaticul, avem și asiatic, nu știam că e asiatic băiatul ăla. Acum am aflat. Lin aruncă acolo. Sanders liber de 3, bun. Când ești liber și dai de 3, nu contează cu cine dai. Sunt șanse mari să intre. Lăsat liber. Iată, mai sunt 6 secunde din acest sfert. Liber acolo ăla. Trebuie să arunce. O să arunce sub presiune și nu reușește. Se termină astfel primul sfert. Conduc 11-5. La noi acasă trebuie să câștigăm. Lin rămâne din nou în teren. Batum este un aruncător bun de 3 puncte, dar când este liber, Lin și el văd că le are cu aruncarea de 3 puncte. Deng, Harden a ieșit, nu, n-a ieșit, uite-l acolo. Batum, către Harden, este mingea. Am făcut mișcarea suplimentară, super, super aiurea. Și nu încearcă slam dunk-ul, a dat la siguranță tipul ăla. Well, hai Harden, hai cu barba ta. Fii pe barba ta, prietene, iată ce trecerea lui Harden. Harden trece de toți, Harden ratează. Tocmai tu mă, tocmai de acolo. Atât de simplu a apărut chestia aia. Și îmi scriu ăștia, iată că se apropie la 2 puncte. Pentru că de ce nu? Liber Sanders! Slam dunk! Slam cam, băieți, iată ce frumos acolo Sanders. Primul slam dunk din această serie, foarte frumos Sanders cu ochelarii lui. Vedeți, bă, și ochelarii știți bun, mă. L-am lăsat liber, blochează cineva, a pasat, bă, ce jigodia dracu. A pasat el acolo și este timeout. Nu știu cine a cerut timeout. Pasăm aici la Harden. Haide, băiete. Hai, băiete, Harden. Barba ta. Ce frumoasă pasă. Cum a ieșit pasa asta, mă, serios? Cum a ieșit pasa asta dumnezească aici? Iubesc jocul ăsta. Jocul ăsta e awesome, măi. Atât de... Uai, de capul meu, ce rebound! Cum a întins mâna acolo? Echipa asta e awesome, jur. Ca și cum a jucat cu Barcelona la FIFA. Holiday aici! Holiday, de ce îți bas pula, Holiday? Iată, atacă cei de la Cleveland. Este foul, dar nu reușește, bun. Foul flagrant, nu știu ce e aia. Flagrant 1, what? Ce e ăla? Ok, asta nu știu ce, dar vă că aruncă ăsta aici, e singur, aia sunt în spate. Ratează, ratează prima aruncare. Și să vedem și al doilea coș, presupun că doar atât. Și o să rămână singur în caz că ratează. Bă, dar pe asta trebuie să dai să ratezi, mă, să dai încă 2 puncte. Nu merge așa sau cum e asta? Nu știu regula asta, jur. Oricum, reușește să stau un punct, ceea ce e bine, doar un punct. Howard acolo, punem presiune, iată că pasează la Green. Lăsa liberă ăla și coș de 2 puncte. Se apropie la un singur punct cei de la Cleveland. Ne apropiem ușor, ușor de pauza cea mare. Harden la minge. Harden, hai mă, trecem de aia. Harden trece acolo foarte bine! Harden este, mă, intră până la urmă. Bravo, bă! Senzație jucătorul ăsta, jur. Barba e awesome. De la barba îi se trage, cum v-am mai spus. Barba e awesome. Barba face minuni. Am băgat acolo o intervenție greșită. Fault încă o dată. Hai, de cap, mă. Încă 2 aruncări pentru ăștia. Și, da, prima e reușită. Nu știu, cine e ăla care aruncă... Splitter sau cum dracul cheamă? Ai de cap, mă, doare spatele, ce dracu, mă?
Ce să-ți fac? Ok, iată, Nene recuperează, bravo băi, Nene mă. Aruncăm acolo, Harden, blocat, și ce bine a fost blocat. Holy fuck, holy fuck, Holiday. Iată aici, punem presiune cu Holiday. Încerc să recuperez. Nu reușesc, Smart acolo. Să vedem o aruncare. Holiday, cum a venit? Holy shit. Am încercat o pasă, recuperează Holiday. Extraordinar, Batum către Howard. Mai sunt 6 secunde, o să încerc una de 3. Na, prea slab am aruncat. Recuperează ăștia degeaba. Pauza cea mare vine, conducem. Da, începem, iată, partea a doua de match. S-a terminat pauza cea mare. Să vedem dacă pot să intru într-un avantaj mai bun. Holiday aruncă acolo prost. Sau nu, de 3 puncte, Holiday. A jucat foarte bine acest Holiday, mi-a plăcut. A fost interesant, a făcut și un rebound de șmecher pe final. Mai devreme, iată aici o aruncare acolo, să vedem. Rămâne la minge, oh boy! Și, ta, era să rămână minge acolo. Serios, mă. Serios, mă. 3 puncte distanță între mine și cei de la Cleveland Cavaliers. Harden, aruncăm acolo la Holiday. Nene. Să pasăm, să combinăm. Vai, dar nu așa, am ținut către Harden. What the fuck? Cine regulă cu jocul ăsta? Dar iată ce bine se regrupează echipa mea. Oh, boy, nu-mi place. Reușește și coșul și are și o aruncare. Poate să fie fază de 3 puncte pentru ei și nu-mi place deloc. Și da, este egalitate, 20-20. Am greșit urât de tot aici, m-am aruncat ca prostul peste el. Bă, de ce s-a dus în spatele ăluia, serios, acum? Și rebound al lor, ok. Am crezut că reușim acolo ceva. Recuperează Deng, foarte bine. Și o aruncare bună. Și ce slam dunk, holy fuck. Cum a dat-o? Boozer, cum a dat-o acolo cu atâta ură? Așa te vreau, bă. Așa te vreau. Mâncăm din ei, mușcăm din ei, morților. Holiday pune presiune bine acolo. Ținem bine, hai Holiday. S-a liber Smart. Ok, era liber. De ce era liber Duncan? Dar un rebound al lui Holiday încă o dată. Foarte bun Holiday în meciul ăsta. Lin, acum. Wow, what the fuck, un bug. Un buguleț micuț. Lin acum. Lin aruncă de 3. Ho, e bun ăsta la aruncat de 3, clar. Deci aruncă extrem de bine. Iată aici Duncan. Și este coș. Este coș. God damn it. God damn it, jocule. Este timeout. Este timeout în acest moment. Nu știu de cine este cerut, dar cui mai pasă. Este minge pentru noi. Hai să vedem, hai de Holiday. Se apropie ăștia destul de ușor de noi, din nou. Și nu-mi place, este minge acolo Deng. Asta a fost la limită. Nu trebuie să fac chestia asta. Nu trebuie deloc să arunc cu tipul ăla. Sunt destul de slab. Holiday. Am avut noroc aici, ce-i drept. Mă, nimeri bine acolo, ia să vedem acum. Oh, liber Duncan și ratează Boozer, foarte bine. Aruncăm către Holiday, iar acum Lin aruncă. Faultat, avem două aruncări. Bun, avem două aruncări cu Lin. Oh, e foarte bun la aruncări libere, deci e bine. Și prima e bună. Ne distanțăm în pe tabelă, ceea ce e fain. Se fac niște schimbări. Iese Batum sau intră. Nu știu exact. Morțile. A, da, a intrat Batum în locul lui Boozer. Lin rămâne în teren, ceea ce e bine. E un jucător bun. Batum, o să mai încercăm cu el niște coșuri de 3, cu siguranță. Oh, boy, lăsa liber acolo și este recuperat lui Howard. Ce înseamnă să ai un jucător înalt. Iată acolo către Harden, e mingea. Harden va reuși. De ce tocmai tu? Mă, serios, reușesc alții mai slab ca tine și tu? Uite cum ratezi. Ca ultimul animal. Iată ce frumos. Ai de capul meu cum m-au întors ăștia aici. Dar degeaba, aruncăm acolo. Se termina timpul. Direct în panou. Holy fuck. Da, se termină și al treilea sfert.
Urmează al patrulea și ultimul, bineînțeles. Sunt patru sferturi în meciul de basket. Ok, continuăm și... Holy fuck! Bine, mă, că nici nu revin și o imediat și imediat. Ce pula mea zic, mă? Ai de pula mea. Ok, Batum, hai Harden. Hai de Harden, hai tu Harden. Hai, bărbosule. Hai, bărbosule, arunc acolo bine. Batum, puteam să arunc de 3, dar... I-a închisă la repede culoarul. Aruncăm acolo, hai să încercăm una de 3. Senzație, Batum, ăsta jur. E senzație la arunca de 3 puncte. L-am mai avut într-un My GM pe care l-am jucat off-camera. Și le dădea Batum acolo ca nimeni altul. Vai de pula mea cum l-a lăsat pe la liber. La apărare sunt foarte slab la jocul ăsta. Nici în atac nu mă descurc foarte bine. Am noroc cu jucători buni. Ok, mingea la Harden. O, ce rebound acolo pentru Ariza. Să-l ținem bine. Și îl o facem. Ok, trebuie să presăm din nou. Ăștia au cei mai buni jucători trimiși în acest moment în teren. Da, iată ce presiune pun pe ei. Smart acolo aruncă către Wiggins. Harden este împotriva lui, găsește pasa și este coș. Reușesc ăștia să profite de acea recuperare până la urmă. Și da, este timeout încă o dată. Probabil cerut de noi sau? Habar n-am. În fine, avem acum aruncare de aici. Cred că noi am cerut sau ei. Sau? Păi, cu știe. Harden. Harden trece senzațional. Harden acolo aruncă și da. Bun, e bun. Reușește să înscrie și cred că s-a încheiat. Cu acest coș, cred că s-a încheiat, iată. Ce dracu face asta, mă? What the? Ce vrea să însemne aia? What? Hey. Calmează-te. Ok, haide Howard. Punem presiune acolo pe splitter. Oh, aruncă acolo la Smart. Wiggins. Holy fuck, liberă la, dar recuperăm bine și poate să se lase cu un coș frumos, de ce nu? Sau nu. Sau nu. Lamba acum. Wow, ce dracu săream cu Holiday, what the fuck? Ah, nu l-am ținut pe ăla, dar totuși recuperăm. Ne apropiem de final, o să ținem de minge. Iată Holiday, ce frumos a prins mingea. Și este coș. Și timeout cerut de cineva. De cineva ai cerut. Iată, se bucură aici jucătorii mei. E posibil să începem cu o victorie. E foarte 100% sigur aproape. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva într-un minut. Iată, aruncare și este coș. Dar hai să nu ne grăbim, mai sunt totuși doar 6 puncte distanță. Trebuie să înscriu totuși aici. Iată, Batum. Încă 3 Harden. Batum, din nou Harden. Haide Harden. Oh, pierde mingea Harden. Ce intervenție bună a avut ăla. Și Smart aici. Am încercat să blochez. Harden recuperează. Ratează la coșul. Unul destul de simplu. Fault. Puteam să dau un coș interesant. Fuck. Mai sunt 36 de secunde până la final. Ăștia vor încerca să scoată faulturi. Harden. Harden, bun. Trece bine când se arunce, scapă mingea. Senzațional ești, băi, Harden, tată, câteodată, jur. Iată, vor încerca probabil coș de 3 sau nu. Reușesc cu 1 de 2. 2 puncte, 4 puncte distanță. E bine, se încing lucrurile aici. Cu siguranță fault, da? Este fault și avem aruncare. Harden, excelent. Excelent. Iată, reușim. Și cu asta s-a încheiat meciul cu siguranță. Harden aruncă acolo 2 puncte din 2. Din nou se cere timeout. Pentru ca ăștia să ajungă acolo mai aproape. Din nou face chestia asta. Nu înțeleg ce înseamnă. I don't know. Întrebați-l pe Harden. Hai să vedem. Au cerut ăștia timeout și acum sunt în avantaj aici. Sunt în apropierea careului nostru. Wiggins aruncă și reușește coșul de 2 puncte. Nu înțeleg de ce n-au mers pentru coș de 3 totuși. Fault. Asta e tactica în basket când ești condus. Faultezi și sper că ăsta o să rateze, dar din păcate nu se întâmplă așa pentru ei. Eu îmi scriu cam tot.
Holiday, 2 din 2. Am aruncători buni aici. Nu-mi fac probleme pentru acest lucru. Vor încerca de 3 cu siguranță. Iată, Wiggins aruncă, ratează. Mingea la Batum, Howard. Fault încă o dată. Nu înțeleg de ce mai faultează acum. E diferența imensă. Și nu se mai merită să... Serios acum, Howard este un aruncător destul de slab. Dar totul reușește să arunce corect prima aruncare. What the fuck? Se fac și niște schimbări acum. Howard aruncă și... Bună și a doua. 42-34. Ultima șansă pentru ăștia să mai da și un coș din ăla de 3 nebuni. Ia să vedem. Prinde-l acolo. S-a încheiat astfel. Câștigăm. Iată, câștigăm primul meci. Primul meci, prima victorie. Tot ce-i bun. Tot ce-i bun e aici. Reușesc o victorie interesantă împotriva celor de la Cleveland Cavaliers. Nu mă interesează ce ziceți voi, adică mă interesează că aflăm cine este jucătorul meciului. Harden este omul meciului. Iată, James Harden, 11 puncte a reușit, 4 asisturi, și un rebound. Am avut și niște slam dunk-uri foarte interesante în meciul ăsta. Oricum, un meci interesant, foarte frumos. Am reușit să câștigăm, bineînțeles, echipa adversă n-a fost cine știe ce, deci asta a contat într-un fel sau altul. Ok, trebuie să ieșim de aici și să vedem ce au făcut și celelalte echipe, cine a mai câștigat și tot așa. Și cu cine vom juca în episodul viitor. Să vedem ce adversară o să avem. Ok, haide, încarcă-te odată jocule. Dar nu vrea, aparent nu vrea, jocul ăsta nu vrea să se încarce. Nu. Oh, avem conferință de presă. Ok. Care sunt așteptările mele? Consistently improve, wait and see, build Bulls dynasty. O să dăm pe asta a doua. Îmbunătățire constantă. Ok. Press trust minus 2, deci nu ne punem bine cu presa, dar iată, plus 5 la owner. Deci patronul ne are la inimă, să zicem așa. Chemistry-ul n-a crescut interesul fanilor, 76% în continuare, 76,5% de data asta, a mai crescut puțin parcă. În fine, suntem pe primul loc, avem o victorie, Pistons la fel, dar cred că doar aceste două echipe au jucat, cred că doar noi și ei. Data viitoare împotriva celor de la Brooklyn Nets, nu știu la ce să mă aștept de la ăștia, vom vedea data viitoare și cam atât pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut episodul și tot eu, ca de viață, am fost cu ei, ciao les! We'll be right back.